Unde mai ești? Eu sunt la București, fac bine. Urmăresc dezbaterea electorală de la Chișinău, ultima bătălie pentru capitală. Te interesează ce se mai întâmplă în Moldova? Moldova. Nu ești bine, Oleg. Nu ești bine treci în Moldova, Oleg. Știi? Păi ce nu-ți place? Știu că nu-i bine în Moldova, de asta ai plecat. Unde ești acum? În Belgia, nu? Sunt în Belgia, nu? În Belgia. Eu sunt în Belgia. Aici mai bine, da. Azilant politic. Dar te mai interesează ce se întâmplă în Moldova, nu? Dacă ai fi la Chișinău, ai vota? Dar eu am întâlnit acum și nu poți să vin la Chișinău. Dar dacă ai fi la Chișinău, de 5 ani nu se vin la Chișinău, nu se merge la ambasada. Am înțeles. Dar dacă eu aș fi la Chișinău, pentru cine să votez? Că iată, nu-mi place nici de Ciobanu, nici de Nastase. Să mă duc strict buletinul de vot? Oleg, n-am încredere la nimeni. A, nici tu n-ai încredere. Dar, Oleg, ascultă-mă, dar nu am încredere nici la Nastase, nici la Ciobanu. Dar eu să votez pentru Nastase. A, da? Da. Dar ți-a mai rămas buletinul moldovenesc? Unde aveai adresa, viza de domiciliu? Da, adresa. În Chișinău? Adresa, da. Adresa o ai în Chișinău. Da, nu merg la ambasada. Știu, nu te duci nici la ambasadă pentru că ești azilant politic și da, trebuie să obții. Sau l-ai obținut deja azilul. Da. Ce faci acolo? Înțeleg că te-au interzis pe Facebook. Ce activitate ilegală ai făcut? Aici, Oleg, nu ca în Moldova. Păi nu-i ca în Moldova, exact. Ai încălcat vreo regulă de la Facebook, de la Zuckerberg. Ce i-ai deranjat de te-au blocat? Pe cât timp? Pe o lună? Pe două? Nu știu de ce m-am blocat, Oleg. Oleg, sunt niște... Aici sunt niște ruși și sunt niște de Istanbul. Te-au denunțat, au scris plângeri pe tine și te-ai deranjat. Probabil cu mesaje, cum faci tu, ai mesaje antirusești, antigăgăuze și eu fi deranjat. Xenofobie, pentru xenofobie. M-a zis că am scris întotdeauna despre Otrava. Da, așa spui că Otrava, mafia rusă, găgăuză, știu, ai o obsesie. Ai grijă. Așa problemă am avut. Ce este un băiat, nu știu unde, din Onghen, are un cancer, da? Cancer, da. Mai mare lumea de cancer se întâmplă. Da, și am văzut. Asta o travă, asta un băiat a zis. Și am scris soluție despre o travă asta, cancer, și m-a întâlnit imediat. Interesant, nu știu despre ce vorbești. Deci tu ai spus pe Facebook o soluție pentru o travă de care crezi că moare băiatul acela de la Unghen și de asta te-au blocat? Da, Oleg, așa m-am văzut. N-am făcut altceva, n-am făcut, Oleg. Da, dumneata doar știi englezește, ai putea să le scrii o contestație, nu? N-ai încercat? Oleg, unde se începe? La Facebook, eu... Facebook, administrația, roboții de acolo te-au blocat, nu? Nu, de la aici, de la Londra, Oleg. Londra. Păi ce la Londra? La Londra o fi cine? Dacă ești cu Facebook în limba engleză, poate că administrația celor care gestionează Facebook în limba engleză o fi la Londra. Nu știu, Oleg. Toată mama și tata Facebook-ului e în Silicon Valley, acolo, în California, la Los Angeles. Nu știu pe nimeni acolo. La Los Angeles, nu știu pe nimeni. Deci când vrei să intri pe Facebook, îți spune că nu poți face nimic timp de o lună sau două, da? Nu pot să fac nimic, dar nu pot să dau like. Dar să contești, să încerci să intri, să le faci o contestație, n-ai așa opțiune, da? Eu am scris. Am scris ce m-a tăzis și nimeni n-a ascultat pe mine, Oleg. Îmi pare rău. Mai gândește, mai reflectă cam ce puteai să greșești într-o lună, poate îți mai schimbi comportamentul pe Facebook, dacă concepțiile nu le schimbi, măcar comportamentul pe Facebook. Da, Era completamente. Exact. Nu, sigur, eu nu joc cu comuniști. Și de asta. Eu sunt atât un comunist. Bine, John, cum te descurci acolo? Ai învățat meserie, lucrezi acum? Acum am terminat școala profesională, Oleg. Ai terminat și lucrezi? Și lucrezi, da? Dar, Oleg, în Bruxelles asta e greu, foarte greu pentru mine, că eu nu vorbesc francez. Foarte greu. Și nu pot să găsești un lucru aici, e greu pentru mine. Aici trebuie... Parcă îmi la cursuri de limbă, de ce ai ales să înveți flamanda? De ce n-ai ales franceza? Eu am învățat Nederlanda, limba Nederlanda am învățat. Flamanda, da. Am învățat. Dar așa merge... Și deci ca să te angajezi, te obligă să știi și franceza și flamanda. Băi, leu! Trebuie să știi și franceza și nederlanda. Și da, aici în Bruxelles, da? Belgia. Dar în Vlandere, e mai bine acolo. Nu se începe, eu nu se vorbesc limba franceză acolo, vorbesc franceză. Dar aici în Bruxelles merge trei limbi. Franceză, nederlanda, engleză. Aici. Dar francez mai mult. A, dar de fapt dumneata ai învățat de chelner, nu? Sau de bucătar? Eu pot să... pot să lucrez ca chelner, pot să lucrez ca bucătar. Pentru că chelnerul, înțeleg, interacționează cu publicul și ar trebui să știe cât mai multe limbi. Dar bucătarul stă acolo la bucătărie, face mâncare, trebuie să comunice numai cu chelnere, cu ospătare, nu? De ce ar trebui să știi și franceză? E ciudat. Da, aici merge francez. Dacă nu știu francez, nu se lucreze așa. Așa în Bruxelles. Am înțeles. Da, și nu dar se lucreze așa. Tu ești acum din indemnizația de refugiat de la stat? Poate că trebuie cu limba engleză. This is the problem. The problem of language. Problem. Din ce trăiești acum? Din indemnizație de la stat? Da, din indemnizație de la stat, Oleg. Dar nu-s prea mulți bani, probabil, și vrei mai mulți. Nu prea, eu încă n-am casă, da? Eu am drept la casă acum. Stai la cămin sau ce oferă ei acolo? La azil sau cum să numești? Eu pot să găsesc, din indemnizație eu pot să plătesc pentru o cameră. Da? O cameră. Dar mai încolo de la guvernul am două camere. Doi. Ce biroule costă. Dar trebuie că vrei să-ți faci familie și de asta ți-ar trebui două camere. Că vrei să ai familie. Mult timp trebuie. Dar eu nu pot să... Poți să încep tu 2 ani, dar eu nu pot. Eu vreau să închirie un apartament cu o cameră, nu? Cu o cameră. Vreau și studiul. Dar în Bruxelles e greu. Asta francez merge împotriva mea. De asta Wallonia merge împotriva de Wallonia. Împotriva mea. Nu Wallonia, împotriva mea. Pentru că eu nu vorbesc, nu știu limba franceză. Așa e problemă. Wallonia sunt francofoni. Și aici tot de musulmani, nu? Mergem tot împotriva mea, musulmani, mergem împotriva mea, în rost aici tot mergem împotriva mea. Asta e problema. De ce? Doar știi câteva cuvinte rusești, ai putea să vorbești cu ei, nu? Sau nu vrei? Nu vrei să vorbești cu rușii rusești, știi doar câteva cuvinte rusești. Știu ea, știu în balos. Ne panimai. Știu ea. Dar nu vreau, și la piața eu n-am vorbit, niciodată nu. Și aici eu nu vreau să vorbesc limba rusă, nu? Aici sunt ei, aici rusă, aici de la Ceaușescu, nu? De România, de la București. De România, rusă aici, de la București. Yes. De la Ceaușescu. De la Ceaușescu, da. Ceaușescu. Merge împotriva mie, nu? Eu sunt anticomunist. te implici în viața politică de acolo, în ONG-uri, ceva, voluntariat, participi la alegeri sau încă n-ai drept de vot? Încă n-am dreptul de vot. La câte ani am stat? Numai 2 ani. Cum să am dreptul de vot? 2 ani unde eu n-am dreptul. Trebuie 5 ani. 5 ani, Oleg. După 5 ani o să te implici în viața publică, politică. Dacă o să vrei, dacă o să mai vrei. Dacă îți faci familie, nu o să mai vrei să faci politică. Te vorbit, Oleg, limba de Oleg, limba de Vlandere. Dar te gândești să te căsătorești cu vreo belgiană, cu vreo europeană, ceva? Și toată e greu, Oleg, știi? Și cum am protestat, aici sexuale diferit, e foarte greu, Oleg, aici. Eu nu pot să vorbesc despre asta, Oleg, de camera. Am înțeles. E foarte greu, foarte greu. E divers, aici în Moldova, în România, toată lumea pretinde că e heterosexuală, dar acolo mai găsești de toate sexualitățile, e mai complicat. Nu, Moldova este bine. Moldova este puțin problema aici. Puțin. Și România... Puțin problemă, dar iată, n-ai reușit să te însori nici în Moldova, nici în România. Dar știu că ai încercat, știu că ai vrut tare. Am o prietenă, da, am o prietenă. Ai o prietenă. Bun, moldoveancă. Moldoveancă, româncă. De la Ucraina. Origine de la Ucraina. Din Ucraina, dar de ce origine? De ce etnie? Tata și mama, nu dau voie, Oleg, nu? Și învață la universitate acolo. Am înțeles, ai prietenă, dar nu poate să vină în Belgia. Da, mama și atunci nu dau voie. Deci problemă, Oleg. Păi poate să termine studiile și după aceea, deja cu studii superioare, o să vină în Europa. Poate dumneata o să ai deja cetățenii, casă. Aici o să de la Moldova mai bine pentru mine, Oleg, nu? Dar la microfon liber nu vreau, aici găgăuzi sunt acolo, mult acolo, comprada, mult. Eu nu am vreo problemă, Oleg, nu? Și eu nu plecă cu nimeni aici, cu Moldova, pentru că probleme în Republica Moldova. Și eu nu plecă cu moldoveni în Belgia, nu? Eu nu plecă cu ei, nu merg cu ei. Pentru că nu o să am problemă, Oleg. Ei, nu știu, eu când am fost în Belgia am comunicat cu moldoveni de la Bruxelles, de exemplu, și păreau oameni de treabă. Am fost și am văzut Atomium cu ei. Da, Oleg, numai odată am fost la protest cu ei. Odată am fost la protest cu ei la sau la sediul Uniunii Europene, da, Comisia Europeană, ce e acolo. La protest, odată. Odată și acolo mai vorbit, mai... Oleg, eu nu pot, ne? Eu nu pot. Cu domnișoara acela, eu nu pot. Eu cu Moldova. Păi dacă nu te înțelegi cu moldovenii, înțelegi-te cu ăștia la alți români, că sunt mulți români în Belgia. Sunt. Dar așa merge să-și fac problema așa. Să-și fac problema. Da, complicat. E complicat, zic, vorbim de politică, de activism civic și tot dai de probleme sexuale. Oleg, îi cunosc pe mine în Chișinău, nu? Eu nu sunt anti. Eu nu sunt nici anti-homosexual, nici... Eu nu sunt anti. Dar nu mergi la protest cu ei. Tu m-ai invitat multe ore, nu? Și am spus, nu merge, eu stai acasă. Nu pus împotriva. Ei au dreptul la protest. Am spus la Chișinău. Așa am spus eu? Da, bravo. Dar aici e greu. Merge ca mafia aici, Oleg. Ca mafia. Bun, John, m-am bucurat să te văd râzând, bucuros, radios. Sper să aud vești bune de la dumneata. Da! Da. Mulțumesc pentru încredere, am înregistrat discuția asta, dacă îmi dai voi, eu public să vadă lumea ce mai face Gionul la noi. Asta Cioban trebuie de alungat, nu trebuie de luat, eu Cioban de loc, Oleg. Eu Cioban nu trebuie de loc, mă dansați mai bine. Bine, am înțeles. Dar mai bine acolo. tradator. Eu nu am drept de vot la Chișinău, așa că nu votez nici pe unul, nici pe altul și nu-mi inspir încredere nici unul. Eu tot, n-am încredere nici unul. Eu tot, dar Năsat mai bine decât comunist. Am înțeles. Bun, noroc, numai bine, pa! Așa.